Ziua Internațională a Cafelei este celebrată la 1 octombrie, începând din anul 2015. Această zi este dedicată cafelei, iubitorilor acestei băuturi, dar și oamenilor implicați în procesul de producere a acesteia. Oamenii implicați în acest proces, de la fermieri până la consumatori, trebuie să se concentreze pe activități de îmbunătățire continuă pentru un viitor al cafelei. Oamenii de știință au demonstrat de-a lungul timpului beneficiile consumului anumitor tipuri de cafea pentru sănătatea creierului, identificând unele dintre mecanismele care permit cafelei să mențină declinul mental la limită. Consumul de cafea poate aduce și beneficii și riscuri în sănătatea noastră, însă un studiu din 2016 de la Universitatea din Marea Britanie a concluzionat că beneficiile pentru sănătate ale consumului moderat de cafea depășesc în mod clar riscurile potențiale.